Hai, hai că poți. Dai mâna? Nu cred. Și o profă trebuie să fie cool. Salut. Hello. Astăzi la dentist. Am ieșit un pic afară. Trebuie să tundem gazonul, să facem un pic de curățenie în curte. Dar ea privit ce vine din partea aceea. În sfârșit, ploaie. Sper ca măcar așa să se mai răcurească afară. Dar până atunci trebuie să ducem bagajul. Noi încă nu am terminat mașina de eliberat. Așa că ne grăbim acum. Până să ajungem cu Mara la doamna doctor ortodont. Gata, plouă! Ea a privit. Noi am găsit un loc aici, sub pin, unde? Hai la mașină și să mergem la dentist. Frumoasă e brii! Eu am îmbrăcat-o. Toate sunteți frumoase. Am uitat ușile deschise de la balcoane. Ne-am întors. Da. Dau poarta. Poarta? Hai că bate vântul acum. Stai. Poate. Nu. Nu a fost singură. Hai că ies eu. Gata, acum chiar mergem la dentist. Mi-a spus spatele, ne punem centurile. Da, și scaunul s-a udat. Ia priviți ce plasă aici de păianjen, fain. Wow! Mașina a stat pe tușă cât am fost noi în Bulgaria și a făcut o plasă foarte frumoasă, chiar e superbă. Bine că ai prins-o pe cadru. Ce e asta, tati? Vreme. Hai, Mara! Ce faci? Hai, hai, că poți! Dai mâna? Nu cred! Stai, Costel, ce faci? Uf! Am ajuns la dentist. Tati, intră în parcare. Eu cum intrăm. Hai, hai, repede, repede! Încălțările. Și eu sunt bolnă și tu. Mă frige? Stai să văd dacă mă frige, dacă nu. Frige tare? Frige un pic. La repede. Hai, super. Hai, hai, hai. Dinții mare! Nu mai aveți și varianta dinainte? Că vreau să văd înainte și după, cum era. Wow! Acum ce să căutăm? Data viitoare, îți promit că ți le fac. Data viitoare. Și astea, da? Super! Wow! Mara, ce faci? Iei din nou amprenta. Ția doamna doctor amprenta dentară din nou pentru noul aparat. Cine e acolo? Tati? Vine și tati! Vino în față, încet, nu te grăbești, da? Încet, hai, vino, stop. Că să lași mări strălă, nu cred. Mă lași pe mine, ok? Și acum încet. Rămâi așa, ok? Rămâi, super. Așa, da? Da, știu că se trag în spate. Brecheți, de când așteptăm asta, așteptăm brecheți. Fetele la joacă. Un joc aici. Și un joc aici. Uite cât am câștigat. Bani. Nici o problemă, gata. Să mergem, fetelor. Hai, Teo. Gata! Nu mai plouă! Acum mergem către poliție. Știți că am luat amendă în drum spre Bulgaria. Nu către poliție, către taxe și impozite. Mă rog, mergem către taxe și impozite să plătim amenda pentru poliție. Dacă plătim în termen de 15 zile, amenda este la jumătate. Așa că ne grăbim. Noi am stat 9 zile la mare, una la Brăila și abia astăzi e prima zi lucrătoare de când ne-am întors. Revin imediat. Amenda în mână. Oare o fi luat bani? Gata. Hihi, iete vecinea aici. E brimuța. Bine. Bine. Gata.
Rezolvat. Iarăși mesaj, cod portocaliu de averse torențiale care vor acumula peste 35-40 de litri pe metru pătrat. Grindină, frecvent descărcări electrice, vijelie, valabil până la ora 15. Aveți grijă! Și acum e 14:32. Dar iepurașul nu poate răbda. Da. Trebuie să-i luăm în carică. Fetele, la semințele pentru iepuraș. Vrei și tu să iei? Ia, poftim. Vreau semânța. Ia semința. O să se supere albuț. Bune? Da. Mega bune. Extrem de bune, le mănânc pe toate eu. Și iepurașul ce o să zică? Lăsați-mi și mie. Și fetele ies? Ia să vedem cine a ieșit. Teo? Dar noi am ieșit. Și? Am mâncat acolo morcov, și mara semințe. Serios? De ați mâncat? Ah, dar pentru iepurași v-ați mâncat? Da. Bun. Și așa vede dumneavoastră. Tati acolo cu doamna. Uite, și pe Mara. Finally. Ce are în mână oare? 2 chestii, 3 chestii, 4 chestii. Ia priviți ce are tate acolo. Am făcut provizii și pentru negruț și pentru albuț. Ia să le văd. Hai să-ți arăt. Wow. Bun. Am mâncărică mea. Mâncărică, plicuri pentru negruț. Da. Nu e pentru tine. Mâncare cu somon, pui și porc, boabe pentru pisici sterilizate. Și la fel și pliculețele umede. Pot să văd cum e. Tot pentru pisici sterilizate. Pot să văd cum e aici. Poți să vezi, Hrana pentru pisici sterilizate e mai săracă în proteine. Mergem să luăm și un pepene. Mergeți. Să merg cu ei. Era cu bătă mașina, dar hai să merg cu ei la piață. Iau mai multe dacă merg și eu. Ia uite unde ești. Până la urmă luăm caș. Cu roșii. Roșii. Uitați, uite ce a găsit Mara. Roșii mare, mare, mare. Stai să vedem. Nu chiar foarte mari. Nu da pe jos. Poți să iei mari, dar să nu fii tu. Uite, mie asta îmi place. Și asta, da? Aia, da. De trei roșii cât avem? Un kilogram, 200. Aha. Uite ce frumoasă e. Asta e și mai mare. Aceasta este o roșie de 1 kilogram. Wow. Ia, uite. Luăm și porumb? Asta e cam trecut. Astea doi. 6. Uite cine gustă. Vă plătesc. Super. Gata, am luat și caș. Da, să mai mănânc. Da, pentru ce e varză? Ca să fac. Doi. Doi. Varză. Am luat pepene și am luat și smeură. Și le-am cam așa nespălate în pribine, da. Mm. Nu se pot abține. Da. Iana, iarăși la locul meu. Mâncăm? Tati, ciorbița e de fasole. Arăta că e de fost, dar eu am văzut niște cărniță, tati. De aia ții, nu? Da. Eu mi-au de pui, mi-au cartofi din ăștia buni și peșteluțe, am ții. Am ieșit la o ciorbiță, fetele au făcut la mol, așa că le-am umplecat pe toate. Suntem la mol și tot mâncăm. Avem 3 feluri de ciorbă, de perișoare de pește, de pui și de fasole. Și o grămadă de mâncare tradițională. Tradițională mai mult și mai puțin, că Mara are crebeți, dar eu am hamsi. Am mâncat la mare hamsi, la Dionis, dar au fost puține. Așa că ne-am luat și aici o porție. Poftă mare! Mulțumesc! Uite ce am găsit! E nouă. Barbie mini extra. Extra mini și există și Barbie extra, nu? Da! Unde-s? Uite ce am găsit aici, o mare mică! Ia, e bine! Salut! E suficient? Da, cool. E bun, da? Uh-huh. Tati, iar mi-am luat ceva de aici. Pentru școală. Hai să-ți arăt ce mi-am luat acum, sunt în bagaj. Mi-am comandat pe site așa. Arată bine. Super, nu? Uh-huh. N-au training-ul verde, aici n-au deloc pe verde. Pentru ăsta am intrat. Wow. Așa mi-am luat. Așa. O cămașă fix pentru școală. Și pantalonii asortați. Mergem. Și mergem. Uite, dar cămașa roz cu mânecă lungă. Asta este fix ca asta pe care ne-am luat-o din magazin de la Brăila. Ce roz? Pe asta am luat-o, să știi, mi-am luat pe roz, dar cu mânecă lungă, nu e așa. Sper să-mi vină, dacă nu, văd eu ce fac. Și mi-am mai luat fost așa de pe site. Super. Super. Însă că o luăm. Poate mergem ușor către casă. Că tati e de muncă.
Iar de ieși ceva, să nu le-ai luat nimic. Nimic nu le-ai luat. Să poate așa ceva. Corect. Și nuci. Pe când? Puține. Ce vrei tu? De aici. Astea din mijlo colorate. Eu vreau astea roșii. Uite, pune combinate astea la 15, nu? Da. Gata? Da, fetele și-au luat de aici fel de fel de nuci, alune, migdale. Ia zi, ce ți-ai luat acolo tu? Ia. Stai, Brick. Uite, 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 șarpele. Ăsta, ghichiți cum e. Briana, bă, acro. Hai. Nu e bun? E tare. E bun. Este foarte bun. Flori, mergem către casă. Nu mai plânge. Mai venim noi. Mai venim, poți să mai venim. Rămâne de ținute. Adică le pot combina, asta e mișto. Am ajuns acasă. Negruț și albuț sunt prezenți. Negruț a intrat în casă, el vrea de mâncare. I-am luat și un tratament antiparaziți. Inter, extern. Și trebuie dat. Aici avem mâncarea lui Negruț, pe care din punga mică o să pun într-o pungă mai mare. Care se sigilează. Da, da. Ai, le amesteci. A doua, wow. Da. Somonul, puiul și porcelușul. Toate la un loc. Și ăsta e chiar sac de adult cu somon. Da. Și mâncarea pentru iepurile. Iepurile, v-am spus că e băiețel. Nu cred că le-ai spus. Nu. A, Tulito? Da, Tulito. Unde e? A, s-a ascuns. Cred că abia așteptam mâncărica asta. E preferata lui cu semințe, cu morcov deshidratat. Ce trebuie? Hai, iepurilă. Iepurilă, hai. Fetele i-au pus frunze, i-au pus morcov aici. Dar cum? Apa o schimbăm la două zile, să fie tot timpul proaspătă, chiar dacă el nu bea. Nu înțeleg de ce nu bea. Pentru negruț e suficient, ba e chiar mult. Dacă las mult afară, mănâncă alți pisici. Ia, primiți-l cum a ieșit de așa și de altă. Hai. Hai, drăguțul! Tratamentul e super rapid. Acționează atât intern cât și extern. Și unde îl pui? Extern? După cap. Ah, și acționează intern? Da. Interesant. Ia-mi de gaură, prindem aici și îl dăm direct pe piele. Uite aici. Numai bine stă la masă el aici și nu se mișcă. Și acționează prin sânge și intern. Și așa îl ținem departe de dăunători, răufăcători și paraziți. Paraziți. Ții, dragule, ții. Gata! Iată-mă cu ținutele mele, cele luate de la Brăila, cele comandate prin poștă și cele luate de aici, din Bacău, chiar astăzi. Acestea sunt. În colet aveam Happy Back to School, mesajul pentru mine. Ce drăguți au fost! Și să vi le arăt pe toate? Ah, coletul avea și panglică roșie cu fundiță, super drăguț! Aceasta este una dintre ținute. Mi-am mai luat o cămașă colorată, foarte simpatică. Aceasta merge și la pantalonii albaștri și la pantalonii roz, dar nu va merge cu sacoul colorat pentru că va fi prea încărcat. Văd eu ce pun peste, dacă trebuie. Mi-am luat costumaș așa, fusta nu am găsit-o în magazin la Brăila și mi-am comandat-o online. La Bacău era, dar n-am avut răbdare. Nu era? Nu era? Erau doar 36 și 38. Aha, m-a văzut mai bine. Sacoul arată așa. Îl pun un pic să-l vedeți. Nu merge la cămașa asta. Ia să vedem. Merge? Nu merge. Prea încărcat. Da. Trebuie cămașă uni la un astfel de sacou. Cămașă cum e aceasta, ar merge pe dedesubt, nu? Da. Merge. Sau tricou alb, cu model în culorile de pe tricou. Sau și așa e prea încărcat? Pare încărcat și așa. Vedem noi. Dar cel mai bine merge cu cămașa albă. Așa. Nu? Corect. Da, mami. Ia să vedem. La cămașa asta pot să pun și pantalonii ăștia. Sacul merge perfect. Și pantalonii roz, pentru că am și roz. Și fusta. Și de asemenea, o să mai iau, nu mi-am luat încă, pentru că am crezut că ce-am comandat, adică asta e roz, dar nu e, e mov. O să mai iau o cămașă fix culoarea asta, exact cum sunt pantalonii, exact aceeași culoare va fi și cămașa. Și voi putea purta pantalonii cu cămașa și sacoul, sau fusta aceea cu cămașa roz și sacoul. Pot să fac o grămadă de combinații.
De asemenea, eu cred că sacoul merge și la bluzița aceasta stil IE. Nu? Da. Drăguț. Dar nu în ultimul rând. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult și mi-a părut rău că nu am găsit pe verde, la Brăila aveau pe verde bluza. Atât. Și cea mai mare pereche de pantalon tot la Brăila am găsit-o, dar nu cred că îmi venea. Sau, mă rog, a fost acest training pe care mi l-am luat pe roz. Au și pe alb, au avut și pe negru, dar verdele ăla îmi plăcea cel mai mult. Numai că n-au avut mărimea mea. Și bluza. Ah, și Adidas și tot de acolo mi-am luat. Să se asorteze cu toate! Pentru că acum se poartă sacou cu Adidas. Nu, tati? Da. Mai ales dacă ai tricou pe dedesubt și nu cămașă, merge perfect. Așa că am făcut și o mică paradă a modei, fix pentru back to school, pentru că nu și o profă trebuie să fie cool. Ok, cam atât pentru astăzi. Voi aveți în continuare o grămadă de vloguri la care să vă uitați. Dacă dați click pe oricare dintre imaginile de pe ecran, veți descoperi o altă lume, pentru că sub fiecare imagine se află sute de filmulețe, așa că apăsați chiar acum ca să vă uitați în continuare la vlogurile noastre. Iar până data viitoare, eu vă mulțumesc tare mult că m-ați urmărit până acum, că ne-ați urmărit pe toți până acum și vă spunem la revedere! V-am pupat! Pa, pa! Pa, pa!